pentru Silvia Sfiringu de la Constanța, iată-o pe podium, argint european la Brno. Medalie de aur și pentru a doua oară campioana Europei, Larisa Iordache, la 5 ani după reușita Andrei Munteanu la Montpellier, iată, România are din nou aur european la Brno. Larisa Iordache. La aparatul pe care îl iubește cel mai mult, la aparatul ei forte, la care are un bagaj tehnic impresionant, sper ca ghinioanele să se risipească, să se ducă, să se îndepărteze de ea. Brna este aparatul cel mai deschis oricărui rezultat la Jocurile Olimpice. Mă gândesc la Tokyo, mă gândesc la visul Larisei și îi doresc să și-l împlinească. Medalia aceea se câștigă cu multă muncă și cu multe sacrificii, dar se poate câștiga. Doamnelor și domnilor, încă o dată, după succesul juniorelor, imnul României. Și ziua nu s-a încheiat pentru că mai avem o finală, cea de la Sol, dar să ne bucurăm de reușita de la Brno pentru cele două. O motivație serioasă și pentru Silvia Sfiringu, sper să își rezolve problemele medicale și să avem un an 2021 altfel pentru gimnastica românească. Fetele fug repede spre intrarea din sală, acolo unde se aliniază următoarele finaliste.